Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiune Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și un nou invitat, așa că îi spunem bun venit prietenului nostru, domnul Costel Gheancă, doctor în teologie și filozofie și de asemenea pastor la Biserica Creștină Baptista Adonai din București. Costel, bine ai revenit! Mulțumesc mult, Cătălin, pentru invitație, mă bucur să te revăd și să putem să discutăm împreună din nou. Mă bucur să ne revedem, așa cum spuneai și tu, iată-ne din nou în preajma sărbătorilor de Paște, sărbătorilor Învierii, așa că profităm de contextul acesta prin care trecem noi cei de aici din România și, bineînțeles, creștinii din Est și tratăm un subiect legat de Înviere. Și am venit cu propunerea de a discuta despre mărturile Învierii versus mărturile mincinoase, mărturile false. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, deși suntem la 2000 de ani de la acest mare eveniment al umanității, învierea Domnului Hristos din morți, încă sunt voci care neagă și, bineînțeles, răspândesc informații false despre această înviere. Haideți să o luăm de la titlu și vin cu o întrebare foarte simplă. O întrebare pe care ți-ar putea pune un student, un copil. De ce aș mai crede în învierea lui Hristos astăzi? Într-adevăr, este bună întrebarea, mai ales într-o vreme în care oamenii sunt foarte mult axați pe lumea vizibilă, lumea materială, pe palpabil, pe imediat, această concretețe a lumii în care trăim, pe un pragmatism ieșit din comun și sigur că ne întrebăm de ce ar trebui să credem. Păi, ar trebui să credem pentru că sunt dovezi, pur și simplu. De aici trebuie să plecăm. Dacă nu ar exista dovezi, și când spun dovezi, nu vorbim doar de niște dovezi subiective, pentru că aceste dovezi le putem încadra, să zic așa, în două mari categorii. Pe de o parte, sunt niște dovezi subiective, adică niște mărturii lăuntrice. În momentul în care cineva devine copilul lui Dumnezeu, da, și este regenerat din punct de vedere spiritual, automat primește și Duhul Sfânt, pentru că nimeni nu poate fi copilul lui Dumnezeu, nu poate să creadă fără a avea această arvună a moștenirii viitoare, Duhul Sfânt, fără a fi pecetluit cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ne spune Scriptura că mărturisește despre Hristos în Ioan 16 și în alte locuri. Ori Duhul Sfânt depune mărturie, cumva confirmă alături cu duhurile noastre că Hristos este viu. Este ceva ce unii dintre cei care ne urmăresc poate și dacă n-au avut această experiență, nu pot să înțeleagă cum, adică să ai în ființa ta, în lăuntru inimii tale, o persoană divină pe Duhul Sfânt care mărturisește despre învierea lui Hristos. Dar cei credincioși înțeleg la ce mă refer. Deci este această mărturie subiectivă. Pe lângă aceasta, există și o mărturie obiectivă care ține de multe dovezi și acestea sunt disponibile pentru toți cei care vor să facă minimul exercițiu de a deschide ochii. Pentru că au fost multe persoane care au negat învierea Domnului Iisus Hristos și cercetând aceste dovezi au ajuns la concluzia că într-adevăr învierea lui Dumnezeu este foarte bine atestată din punct de vedere istoric. Vreau doar să dau câteva exemple în sensul acesta. Lee Strobel, cunoaștem pe acest jurnalist care a făcut investigații plecând de pe o poziție, să zic, anticreștină și în pledoarie pentru Hristos, pledoarie pentru credință, niște cărți pe care le-a scris, ajunge la concluzia aceasta că învierea Domnului Iisus Hristos este susținută prin dovezi. Apoi, cunoscutul filozof ateu Anthony Flew, tot la fel, a abordat lucrurile acestea și a ajuns la credință și a ajuns să spună că învierea Domnului Iisus Hristos, el însuși a spus acest lucru, este printre cele mai solide și atestate evenimente din istoria omenirii. De asemenea, John Stott, el a fost credincios, dar el însuși spune că învierea Domnului Iisus Hristos este probabil cea mai importantă, cea mai remarcabilă minune care a avut loc pe acest pământ. Și probabil că în minutele următoare putem să intrăm, să prezentăm pe rând câteva dintre aceste dovezi, dar înainte de a face lucrul ăsta vreau doar să mai amintesc ce spune Luca, doctorul Luca, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, spune așa: după patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. Deci apare aici termenul de dovezi. Arătându-le-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Deci Biblia și inclusiv Luca în Fapte 1 cu 3 afirmă că există nu una, două, ci multe dovezi ale învierii Domnului Iisus Hristos și toate aceste dovezi, să zic, obiective, care i-au condus chiar pe unii atei la credință, plus
dovezile subiective, mărturia aceasta lăuntrică a Duhului Sfânt care adeverește împreună cu Duhul meu că Hristos este viu, ca să-ți răspund acum și să închei răspunsul la întrebarea ta, mă fac să cred din toată inima că Domnul Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Foarte frumos și îți mulțumesc pentru răspunsul acesta foarte elaborat. Înainte de a merge în direcția aceasta a mărturiilor învierii, aș vrea să ne uităm puțin dacă cumva în trecut, în Vechiul Testament și știu eu, în tot ce înseamnă tradiția aceasta a poporului evreu, există cumva vreo referință, vreo profeție în care se spunea că cel care va plăti pentru păcatele, jertfa aceasta pe care Dumnezeu o va oferi pentru păcatele noastre, va muri și va învia. Sigur, putem să amintim aici câteva pasaje. Avem, și de ce zic, dăm voie să continui puțin. Pentru că vreau să văd dacă momentul acesta al învierii a fost un moment surprinzător. I-a luat pe toți așa pe neașteptate. Nimeni n-a auzit, nici măcar ucenicii n-au auzit niciodată. Era ceva care pur și simplu nu s-a așteptat absolut nimeni să se întâmple. Da și nu, da și nu. Pe de o parte, nu a fost surprinzător și nu trebuia să fie surprinzător, pentru că există atât mărturii vechi testamentare, cât și cuvintele Mântuitorului însuși. Deci el în repetate rânduri în Evanghelii i-a înștiințat pe ucenici și a spus că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile preoților și așa mai departe, să fie osândit, să moară, dar după 3 zile să învieze. Deci le-a spus foarte clar lucrul acesta. Și nu trebuiau să fie surprinși. Pe de altă parte, au fost surprinși pentru că ei nu au putut gestiona, manageria, rumega, dacă vrei, acest adevăr. Era un adevăr prea tare pentru ei și așteptările lor mesianice, modul în care ei și-au construit un profil al lui Mesia, nu se potrivea cu ceea ce spunea Scriptura și atunci au fost cumva duși într-o lume paralelă cu așteptări greșite și apoi cu o dezamăgire atât de mare încât nu se mai așteptau. Și cel mai clar exemplu avem cu cei doi ucenici, Cleopa și celălalt, care se îndreptau pe drumul spre Emaus și erau atât de descurajați și spuneau: noi trăgeam nădejde că El este acela care va răscumpăra și iată că astăzi se a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Deci ei cumva intraseră în acest univers al deznădejdii pentru că așteptările le-au fost încălcate, să spun așa. Și atunci de asta i-a surprins pe toți învierea. Dar ei trebuiau să se aștepte pentru că în psalmi, spune psalmistul inspirat de Duhul lui Dumnezeu, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Și este acolo o profeție foarte clară la înviere, o profeție pe care de fapt apostolul Petru o reia în Faptele Apostolilor capitolul 2, când predică în ziua cincizecime și spune: se întâmplă ceea ce spune psalmistul, căci fiul omului a înviat, Hristos a înviat, pe care voi l-ați răstignit, căci nu este îngăduit ca el să vadă putrezirea. Și de asemenea, poate cel mai cunoscut pasaj mesianic din Vechiul Testament, Isaia capitolul 53, unde spune că el va fi dat la moarte, ca o oaie mută și așa mai departe, a luat păcatele noastre asupra lui, spune: dar la urmă va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, va vedea o sămânță de urmași și așa mai departe, și vorbește despre experiențe pe care acest rob le va avea. Ori nu putea să le aibă dacă nu învia, deci nu putea să vadă sămânța de urmași și să pună pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu dacă el era într-un mormânt. Deci erau pasaje care, plus vorbele Mântuitorului, care trebuia să-i ajute pe ei să înțeleagă. Dar și cum se întâmplă, Cătălin, că atunci când ți se întunecă așa privirea, când vine un necaz, o suferință atât de mare peste tine și ești așa de dezamăgit, ajungi să nu mai vezi obiectiv realitatea. Și vezi numai durerea ta și te gândești numai la tine și pur și simplu în jurul tău se întâmplă lucruri, dar parcă e un fel de autism social, așa, nu mai ești conștient de ce se întâmplă în jurul tău. Costel, mi-ai aruncat mingea la fileu pentru altă întrebare, la care nu m-am gândit înainte, dar m-am gândit chiar în momentul în care spuneai. Apropo de apăsarea aceasta pe care o avea poporul Israel în vremea aceea, era într-adevăr sub dominația romană. Corect. Și dominația romană nu era ușoară. Peste tot pe unde a fost prezent Imperiul Roman, a cucerit, a divizat, da? Și cei care au fost sub dominația lor au suferit. Au fost și avantaje până la urmă, dar majoritatea oamenilor și în general omul nu este bucuros atunci când cineva îl domină.
Mă gândeam și, dacă tot vorbim de apăsarea aceasta, pentru că are legătură negura asta care stătea pe ochii poporului evreu, mă gândeam eu că doar apăsarea aceasta care venea din punct de vedere politic ar fi fost cauza, dar din ceea ce spui tu îmi dau seama că de fapt poporul era apăsat și din alte motive, nu numai din faptul că nu erau libere, trebuiau să plătească bir cezarului și alte lucruri pe care, da, practic erau conduși de o altă, de o altă nație, de un alt popor. Mă gândesc și poate are legătură și cu închinarea, poate are legătură și cu viața lor de zi cu zi, cu ceea ce face Domnul Hristos la templu, da, practic depărtarea aceasta, nu știu, tu ce zici? Da, așa este. Sigur că această componentă politică era una dintre ele, dar vezi tu, viața iudeului, viața poporului Israel în acea perioadă încă purta în ADN-ul ei, să spun, această componentă teocratică. Chiar dacă începând cu Saul, ei au mers de la o conducere teocratică spre monarhie, ca să fie ca celelalte popoare, totuși au rămas întrețesute componenta politică cu cea spirituală privitoare la închinare, cu cea economică, cu bunăstarea, cu cea identitară, naționalistă și așa mai departe. Deci, ele erau toate înmănânchiate, erau un tot unitar. De aceea, ei, în toată istoria lor, au avut perioade de subjugare și biruință, nu? Dacă ne gândim de la robia egipteană, au fost subjugați, au fost eliberați. Pe aia, perioada judecătorilor, cum erau subjugați, adică un judecător eliberați, subjugați, eliberați și așa mai departe. Și inclusiv în perioada împăraților care veneau și prin diverse lupte reușeau să elibereze. Și ei asta așteptau. Deci pentru ei, ideea care era? Să vină un Mesia, un salvator, că asta înseamnă Mesia, un salvator, care ce să facă? Pe de o parte, unu, să elibereze de ocupația aceasta romană, deci să rezolve problema politică, dar odată cu asta, toate celelalte erau legate, adică și mândria lor națională, și libertatea de închinare, și bunăstarea economică, deci toate erau împreună, pentru că ei aveau, de exemplu, o mare aversiune vis-a-vis de taxele pe care trebuiau să le plătească și îți amintești cum îi priveau pe vameși din punctul acesta de vedere. Mai ales că au avut experiență în timpul lui David, au dus-o bine cât a fost David așa în prima perioadă a domniei. Păi aia a rămas pentru ei epoca de aur, cum noi ne gândim la generația de aur în fotbal și mereu cei un pic mai mari ne amintim de generația de aur și comparăm pe toți ceilalți cu acea generație. În perioada lui David a fost perioada de aur și de asta Iisus este fiul lui David. Deci el este urmașul din dinastia lui David care trebuie să fie Mesia și el va restaura ca în vremea lui David și chiar mai mult decât în vremea lui David, doar că a făcut-o din punct de vedere spiritual, nu fizic, cum se așteptau ei. Bun, a fost important. O paranteză așa care a se fost o paranteză, da. Pentru că a trebuit să știm cam care era steara. Da. De ce cei din vremea aceea, inclusiv ucenicii, deși le se spusese, deși cunoșteau scripturile, da, nu au avut capacitatea de a înțelege imediat. Deci toate erau legate, trebuie să reținem. Deci pentru evreu, viața lui și în general în acele culturi din Orientul Mijlociu, viața socială, viața economică, viața politică, viața familială sunt foarte legate. Ele sunt un monolit. Nu poți să le separi așa ca în societatea vestică individualistă, pe sertăraș, ai închis sertarul, asta e viața privată, asta e viața de lucru, asta e biserică, asta e... Deci nu sunt atât de separate, ele sunt împreună, de aceea ce faci afectează onoarea familiei, afectează viitorul, afectează pe copii și așa mai departe. Deci vin la pachet toate și asta a făcut ca apăsarea să fie și mai puternică. Dacă ne uităm pe paginile Sfintei Scripturii, imediat după răstignire și în mormântare, da? În mormântul acela primit, da, în dar, preoții fac un gest foarte, foarte interesant, și ei știind scripturile, bineînțeles, aranjează poate cea mai mare minciună care a existat vreodată legată de această înviere și fac așa fel ca o minciună să fie propagată până în zilele noastre, așa nume că a fost furat. Da. Mă gândesc că au contribuit și soldații, da, clar, a fost cu mituiți chiar, și de asemenea au fost și cu permisiunea celor din vremea respectivă. Ideea este că învierea are loc. Mormântul este gol și apoi prima interacțiune a femeilor cu ceea ce nu se aștepta.
Ce putem spune despre momentul acesta? Mai ales că minciuna aceasta a furtului este poate cea mai răspândită minciună cu privire la înviere. Așa cum frumos a explicat, vedem în Matei 28, de la 11 la 15, redate aceste lucruri. După ce Hristos înviază, ostașii vin și le spun bătrânilor și preoților ce s-a întâmplat, iar aceștia le dau bani și îi sfătuiesc, spuneți așa, ucenicii au venit noaptea pe când dormeau noi și l-au furat. Dacă va ajunge lucrul acesta la urechile drăgătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă, spune. Și așa s-a întâmplat și apoi comentariul lui Matei este că s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi, adică când scrie el, dar s-a răspândit chiar până în vremea noastră acest zvon. Și de ce această teorie nu stă deloc în picioare, ci este o mare minciună gogonată? De ce nu putem să credem o astfel de teorie? Și sunt câteva răspunsuri pe care aș putea să le dau. Pe de o parte, pentru că ei, preoții și farisei, au venit cu această teorie înainte, ca nu cumva, fiindcă Hristos spusese că va învia, deci ei au fost preventivi, au vrut să prevină așa ceva și tocmai din acest motiv i-au cerut lui Pilat să le dea o strajă pe care să o pună acolo, niște ostași care să păzească mormântul, plus să pună sigiliul Imperiului Roman pe acea piatră, astfel încât să se asigure că nimeni nu va putea să-l fure. Cu alte cuvinte, dacă voi spuneați că ar fi posibil scenariul acesta și ați luat măsurile ca să împiedicați, cum puteți veni după aceea să spuneți totuși l-au furat? Este ca și cum ei s-ar contrazice pe ei înșiși și ar arăta că au făcut o treabă foarte proastă. Deci se vede din start că o astfel de teorie nu stă în picioare. Apoi, un alt motiv. Ațipirea în timpul gărzii era pedepsită cu moartea la roman. Deci există mărturii foarte clare în privința asta și avem chiar mărturia Scripturii unde le spun preoții și bătrânii că dacă ajunge la dregător, la urechile lui, stați liniștiți că rezolvăm noi. De ce era nevoie să spună să stea liniștiți? Pentru că ei știau foarte bine ce riscă soldații dacă vor asculta și vor propaga această idee. Deci este imposibil ca așa ceva să se întâmple și toți soldații să fie adormit. Deja intrăm în scenarii SF. Apoi, un alt lucru. Dacă dormeau, să presupunem, cum ar fi putut ei să știe că ucenicii l-au furat, nu? Au spus că ucenicii au venit. Păi dacă dormeați, cum v-ați dat seama că ucenicii l-au furat? Păi nu, că ne-am trezit. Dar dacă v-ați trezit, atunci de ce nu i-ați împiedicat să-l fure? Probabil ucenicii s-au transformat într-o trupă de comando foarte puternică și au reușit să-i bată pe soldații aceștia experimentați, ei niște pescari. Deci lucrurile... Chiar mă gândeam că dintre ucenici nu era niciunul un soldat profesionist la vremea respectivă. Toți erau cu diverse ocupații, deci nu aveau cum să se bată. Sigur că da, și în caz de ceva puteau să anunțe și pe alții, urmăreau, deci se făceau un întreg scenariu. Armata romană era armata romană, nu se juca cu... cu amatori. Exact. Apoi citim în Scriptură câteva locuri, mai ales în Faptele Apostolilor, în care preoții și farisei le porunceau ucenicilor să nu mai vorbească despre învierea lui Iisus. Da? Nu le spune să nu mai vorbească că a fost furat trupul lui Iisus. Deci în primul secol. De ce le porunceau să nu mai vorbească despre învierea lui Iisus dacă ei credeau că trupul chiar a fost furat? Cu alte cuvinte, iarăși s-au contrazis și arătau că de fapt ei chiar credeau și că Hristos a înviat. Apoi, în Ioan 20, versetele 6 și 7, citim că fâșiile de pânză erau jos, deci fâșiile cu care a fost înfășurat trupul Mântuitorului, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Orice, aici trebuie un pic să înțelegem ce s-a întâmplat. În momentul în care Nicodim a oferit acele mirodenii pentru îmbălsămarea trupului, a fost trupul înfășurat într-o pânză, se pare că acele miresme și mirodenii ce a pus acolo, mirul acela și aloie și tot ce a pus, cântăreau în jur de 30 de kilograme per total, dar se înfășura doar trupul până la gât, nu se înfășura și gâtul și capul. Pe cap se punea un ștergar separat, deci, de restul pânzei. Oricând au intrat în mormânt, relatarea clară a evangheliștilor este că pânza aceea era așezată foarte frumos acolo, exact cum era trupul, iar ștergarul era deoparte, singur, deci în zona unde venea capul. Acum, oricine își poate da seama că într-un caz de furt, primul rând, ca să-l scoți de acolo, trebuia să desfaci
toate pânzele acelea nu erau frumos așezate acolo și ștergarul exact pus la locul lui. Adică erau niște hoți foarte, foarte cum se cade și spuneau după ce îl furăm, ne luăm timpul să așezăm, să punem totul exact așa cum a fost. Ori noi știm că un hoț când vine și într-o casă și caută să fure ceva, dacă ți-au găsit bijuteriile sau nu știu ce în dulap, nu stau apoi să-ți facă curățenie înainte să plece din casă. Da? Deci asta este un alt lucru. Apoi, cum am spus, frica și groaza ucenicilor ne arată că ei nu s-ar fi aventurat în așa ceva. Matei 26 cu 56 ne spune că toți l-au părăsit și au fugit. Deci ăsta este adevărul. Ei l-au părăsit în faza aia când încă el nu fusese judecat și omorât, ci doar l-au arestat. Dar apoi după ce au văzut ce s-a întâmplat cu el, ne dăm seama foarte simplu că frica lor a crescut exponențial. De fapt, atât de fricoși erau încât au intrat în casă și s-au încuiat. Asta e o mare dovadă. Vă dați seama că toți stăteau și nu îndrăznea nimeni să iasă afară în vremea respectivă. Exact. Da, și apoi hai să ne mai gândim la un lucru. Hai să spunem că până la urmă l-au furat, deși toate argumentele de mai devreme ne arată că nu a fost așa. Noi știm că ucenicii aproape toți au murit, sau mai bine spus, au fost omorâți cu moarte de martir. De ce? Pentru că ei au predicat că Iisus este viu și au crezut într-un Hristos viu. Acum, dacă ei credeau că asta este o minciună și că nu e adevărat, ce om este în stare să moară pentru o minciună? Nimeni. Nimeni. Nimeni nu-și dă viața pentru o minciună. Chiar și cei care mor pentru o minciună, că și acum sunt, de exemplu, în fanatici din acestea, în religii radicale, oameni care au pe calea radicalismului religios și sunt în stare să moară pentru o cauză despre care noi știm că este o minciună. Problema nu că dacă este sau nu este o minciună, important e ce cred ei. Deci cei care mor, ei cred că este adevărat, chiar dacă este o minciună. În cazul de față, dacă ucenicii chiar l-ar fi furat, ei nu puteau să creadă că e adevărat, pentru că știau că ei l-au furat. Deci, adică nu puteau să creadă că este o minciună, pardon, pentru că ei știau că l-au furat. De asta, ucenicii, practic, au fost în stare să moară, pentru că au crezut din toată inima lor că învierea Domnului Iisus Hristos este un adevăr incontestabil. Așadar, toate aceste motive, de la grija de dinainte a preoților să prevină asta, garda pe care au pus-o, sigiliul pe care l-au pus, apoi, cum spuneam, faptul că riscau moartea acești gardieni dacă ar fost neatenți, apoi, de ce nu i-au prins pe ucenici, cum au știut că ucenicii l-au furat, frica ucenicilor, disponibilitatea ucenicilor de a muri pentru acest adevăr, toate acestea ne arată că minciuna ce s-a răspândit că trupul ar fost furat nu are absolut, deci orice om care vrea să aibă un pic de bună voință, și sunt foarte mulți chiar și atei, chiar și care nu cred în Dumnezeu, dar trebuie să recunoască că toate aceste date nu susțin o astfel de ipoteză a furtului. Costel, mă gândesc la câteva experiențe. Știm că înainte de a intra în Ierusalim, Domnul Hristos, cu câteva zile înainte, îl înviase pe Lazar. Da. A mai făcut câteva învieri, da? Ne aducem aminte de ce spune în Noul Testament. Deci experiența aceasta a puterii de a învia era clar, era o mărturie clară. Ucenicii și aduceau aminte. Mi-aduc aminte, chiar e dureros să vezi că în momentul în care se duc femeile la mormânt, sunt dojenite de îngerul care le spune, practic le spune în față, chiar înainte să ajungă, de ce-l căutați? Da. Pe cel iubit printre cei morți. Aduceți-vă aminte. Exact. Ce v-a spus, sigur. Da. Este o minciună care, din păcate, se propagă. Sunt oameni care cred în ceva, sunt oameni care cred inclusiv că Domnul Hristos a trăit, a predicat, a vorbit, a făcut minuni, da? Un om extraordinar, dar când a murit, a murit și asta a fost. Faptul că mormântul este gol, pun pe seama acestei, să spunem, înțelegeri pe care probabil ucenicii au făcut furtul acesta pe care ei îl propagă, ceea ce știm că Sfânta Scriptură spune clar, este înviat, Domnul Hristos a înviat. Cu asta, dacă ne gândim și la alte teorii pe care, sau știu eu, mărturii ale învierii, ce alte mărturii sau ce alte întâmplări de după înviere dovedesc faptul că, într-adevăr, Domnul Hristos a înviat? Da, acum, poate cea mai importantă dovadă este cea a mormântului gol, după cum spuneam. Întrebarea este cum explici mormântul gol. Și sunt unii care încearcă să explice mormântul gol prin teoria furtului și am arătat că asta nu se susține. Dar oricum te-ai uitat la lucruri, trupul nu mai este acolo.
Deci nu mai este acolo, este gol. Și trupul a dispărut de acolo sau a ieșit de acolo fără să-l fure cineva, pentru că nu se putea, și toate dovezile circumstanțiale, toate dovezile clare, deci, ne arată că era imposibil să se întâmple lucrul acesta. Și o altă teorie a fost aceea că au greșit mormântul, deci că de fapt mormântul era gol pentru că s-au dus la alt mormânt femeile care nu era ocupat. Deci se încearcă tot felul de explicații, pentru că cea mai puternică dovadă a învierii este mormântul gol. Dar de ce nu poate să fie susținută nicio astfel de variantă de mărturie mincinoasă? Pentru că în Marcu 15:47 se spune explicit că femeile văzuseră mormântul, sau spune că se uitau cu atenție la mormântul în care fusese îngropat Domnul. Apoi, dacă ne uităm în Marcu 16, de la 1 la 3, vedem o îngrijorare a femeilor. Și îngrijorarea lor nu era cum vom găsi mormântul. Oare îl vom găsi? Oare nu o să fim... Cine ne va ajuta? Îngrijorarea era cine ne va ajuta să dăm piatra la o parte. Deci nu-și puneau problema dacă vor găsi sau nu mormântul, ci cum vor da piatra la o parte, care era o piatră foarte mare și necesita o forță puternică, câțiva bărbați puternici să fie în stare să dea la o parte piatra aceea. Apoi, dacă au greșit mormântul, cum se face că în momentul în care au intrat în mormânt, n-au găsit doar mormântul gol? Că dacă era doar atâta, spuneai, domnule, au greșit mormântul, poate, să zicem. Dar ne spune în Ioan 20:7 că pânza și ștergarul cu care trupul Domnului fusese acoperit erau acolo. Fapt care atestă clar că era mormântul corect, nu era un mormânt greșit. Nu? Și dacă femeile, un ultim argument, ar fi greșit mormântul, să zicem, după toate astea ce am spus mai devreme, care arată că este imposibil așa ceva, oare nu ar fi putut foarte ușor ca preoții să vină și să le corecteze această greșeală? În momentul în care au spus că Iisus este viu, să spună, nu, dragele mele, nu, dragi ucenici, Iisus nu este viu. Ați greșit voi mormântul, haideți cu noi, că uite, vă arătăm noi care e mormântul corect. Acesta este mormântul corect și ia de-ați piatra la o parte. Uite, trupul este acolo. Deci, iată câte argumente sunt care ne arată că și această teorie cade. Deci, mormântul gol este cea mai puternică dovadă, de aceea teoria furtului cade din start, această teorie că ar fi greșit mormântul cade și ea din start. Mai este o teorie a aleșinului și această teorie spune că Iisus Hristos de fapt nu ar fi murit, ci el pe cruce doar a leșinat sau a intrat în comă. În momentul în care l-au pus în mormânt, acolo fiind rece, și a revenit și a ieșit de acolo. Bun. Acum sunt câteva probleme aici. Faptul că avem mărturii clare că Domnul Iisus Hristos a înviat, și chiar vreau să caut aici câteva versete care ne arată că, în primul rând, că a murit, pentru că dacă moartea este reală, atunci teoria asta cu leșinul pică din start. Păi să ne gândim mai întâi la biciuirea de care a avut parte Mântuitorul. Noi știm că el a fost biciuit aspru înainte de a fi fost răstignit, și chiar avem o portretizare în acest film făcut de Mel Gibson despre patimile lui Hristos, și se pare că este destul de aproape, chiar dacă este foarte crud, cu scene foarte, foarte crude și violente, se pare că e foarte aproape de ceea ce s-a întâmplat, pentru că el a fost biciuit cu ceea ce se numește flagrum, un bici care era întrețăsut cu bucăți ascuțite de os și de metal. Și efectiv aceste bucăți de os și de metal sfâșiau trupul. Deci nu era doar așa un simplu bici acelui om care era biciuit. Și chiar avem o mărturie a lui Eusebiu de Cezarea, istoricul bisericii din secolul III, care spune că venele condamnatului erau dezgolite, fiindu-i expuși mușchii, tendoanele și viscerele. Iar mai aflăm din Scriptură că iudeii limitau biciuirea la 39 de lovituri, deci 40 fără una, dar romanii nu aveau această limită. Și este foarte posibil ca Domnul Iisus Hristos să fi fost biciuit chiar mai mult decât atât. Or, asta ne conduce pe noi la următoarele concluzii, că cel mai probabil, fiind o biciuire atât de dureroasă și atât de violentă, la acest nivel, Mântuitorul din start a pierdut foarte mult sânge. Deci este cel mai probabil scenariu că a intrat într-o fază din aceasta de deficit puternic. O hemoragie foarte puternică.
Și ceea ce se întâmplă în contextul în care sunt astfel de hemoragii puternice, eu nu sunt un specialist în domeniul acesta. Nu suntem medici. Nu suntem medici, dar am făcut și eu un pic de cercetare și am văzut că se întâmplă câteva lucruri. Inima începe să bată mult mai puternic, deci crește pulsul puternic pentru că încearcă să pompeze sângele care nu mai este de fapt, cumva să compenseze lipsa de sânge din corp, fiindcă toate organele corpului au nevoie de sânge. De asemenea, fiindcă se intră într-un deficit, într-o hemoragie puternică, riscul sau posibilitatea de a, ca individul victima să leșine este foarte, foarte mare pentru că scade presiunea sângelui, presiunea arterială. Tensiunea, cum spunem. Tensiunea, mai. Da. Și atunci se întâmplă chestiunea aceasta. De asemenea, rinichii se blochează, deci intră într-un blocaj renal, tocmai ca să păstreze sângele și lichidele pentru corp, pentru că el are nevoie și să nu se elimine în vreun fel. Și, evident, persoana experimentează o sete foarte profundă, care nu arată decât nevoia extraordinar de mare a victimei de lichide, tocmai în contextul acesta în care a pierdut atât de mult sânge. Acum, dacă punem cap la cap aceste informații pe care le aflăm din medicină, vedem că evangheliile ne spun că Hristos a trecut, a experimentat toate lucrurile acestea și vedem în Ioan 19 cu 17 că Mântuitorul n-a mai putut să-și ducă crucea și probabil că n-a putut să-și ducă nu doar pentru că era foarte grea și era obosit, dar cel mai probabil chiar a leșinat în moment ce își ducea crucea din cauza tensiunii foarte scăzute, tensiunea arterială. De asemenea, vedem că Domnul Iisus Hristos în Ioan 19 cu 28 a strigat că este sete, pentru că avea această nevoie foarte puternică. Și ce se mai întâmplă în acest context, iarăși din cercetarea pe care am făcut-o, se pare că în momentul în care corpul nu mai are sânge, se adună în jurul inimii și al plămânului lichidele care mai sunt în corp și în membranele din jurul plămânilor și din jurul inimii se adună lichide, inclusiv apa care mai este în corp, deci în acele membrane care înconjoară. De aceea avem mărturia din Ioan 19 cu 37 că atunci când soldatul a străpuns cu sulița în coasta Mântuitorului, practic ce a făcut el a străpuns prin plămân și prin inimă și a curs sânge și apă, aceste lichide care se adunaseră acolo, exact într-un context în care o victimă suferă de o pierdere abundentă de sânge, ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul. Or, aceste lucruri sunt dovezi clare pe care și Ioan le înregistrează că Iisus Hristos chiar a murit, într-adevăr. Și ne spune, de exemplu, Ioan 19, mai întâi în Marcu, la capitolul 15, versetul 44, spune Pilat s-a mirat că murise atât de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Deci moartea a fost clară și de asemenea în Ioan 19, cum spuneam, că a străpuns cu sulița. Deci avem aceste dovezi clare că Mântuitorul a murit. Deci nu se susține teoria leșinului. Plus că, iarăși, sunt unii specialiști care spun că dacă el era într-o comă, să presupunem, și l-ar fi pus în acel mormânt închis, păi în acel mormânt, tocmai lipsind aerul și fiind acele miresme foarte multe și puternice, mai degrabă i-ar fi provocat moartea, l-ar fi sufocat, decât să-l aducă, de fapt, la viață. Trebuia să fie afară, la aer curat, ca să-și revină dintr-un leșin. Așa este. Iată că și acest motiv de știre falsă, de mărturie mincinoasă este demontat și slavă Domnului că adevărul este la suprafață până la urma urmelor. Exact. Întotdeauna adevărul biruiește. Deja am discutat două mărturii false și după câte știm mai sunt și altele, așa că te rog să ne prezinți un alt motiv pe care l-ai întâlnit și bineînțeles este tot așa propagat până în zilele noastre. Da, aș spune mai degrabă un alt motiv pentru care cred că Hristos a înviat. Ține de faptul că ucenicii cred și sunt transformați. Spuneam mai devreme că ei s-au temut atunci când Domnul a fost arestat, l-au părăsit, au fugit fiecare, după aceea s-au închis într-o cameră și stăteau acolo. Dar transformarea ucenicilor este una dintre cele mai mărețe dovezi ale învierii Mântuitorului. Și poate că aici este foarte cunoscut exemplul lui Toma. Nu? Ne amintim de Toma, așa supranumit necredinciosul,
care a spus foarte clar, după ce ceilalți ucenici i-au mărturisit, l-am văzut pe Domnul și s-au arătat lui Simon, Toma a spus, până când nu-l voi vedea cu ochii mei, până nu voi pune mâna mea în semnul cuielor, nu voi crede. Și Toma ajunge să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos și el are acea mărturie minunată, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ori exemplul lui Toma cred că este lăsat de Domnul în Scriptură tocmai ca să ne convingă pe noi că unul dintre cei mai sceptici ucenici, care chiar a dorit să nu se bazeze doar pe mărturia altora, deși trebuia să fie credibilă, n-aveau niciun motiv să mintă ucenicii, dar iată, el însuși a ajuns să aibă parte de o experiență personală cu Hristosul înviat. Apoi gândește-te un pic, Cătălin, la revoluția care a avut loc în inima acestor ucenici, în structurile lor de gândire, în practicile lor de închinare, în întreg eșafodajul religios pe care ei îl aveau ca evrei în secolul I. Amintește-ți că spuneam mai devreme când am discutat despre așteptarea mesianică că ei țineau foarte mult la toate aceste elemente de cult, de familie, de neam, de seminție, de istorie și toate erau întrețesute, dădea ei, nu apicau toate, nu era atât de simplu să le separi. Acum gândește-te la niște ucenici care fac niște schimbări radicale în viața lor. Trec, de exemplu, de la a ține sabatul, da, sâmbăta, trec la o zi de închinare de duminică și încep să se adune în sinagogi duminica, să meargă la templu duminica în prima zi a săptămânii. De ce? Pentru că în prima zi a săptămânii a înviat Domnul Iisus Hristos și pentru ei învierea marca începutul unei noi ere. Era o primă înviere dintre următoarele care urmau, adică era pârga, nu? Sau primul rod. Și slavă Domnului că după Hristos urmează să înviem și noi și toți cei care sunt credincioși urmează după această primă înviere. Și asta este fantastic, adică ei au avut puterea de a ieși din matca foarte inflexibilă a iudaismului și să înceapă să se închine într-un mod nou duminica, nu? Apoi, gândește-te la cina Domnului. Au început să celebreze cina Domnului. Păi până atunci ei nu făceau lucrul acesta. Ei sărbătoreau masa pascală, iudaică, așa cum era ea, dar ei au început, de ori de câte ori ne spune cuvântul și în fapte citim că stăruiau, nu, în învățătura apostolului, înfrângerea pâinii. Și ce însemna înfrângerea pâinii? Era comemorarea morții și a învierii Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Ori ucenicii din momentul învierii lui Hristos au început să practice această lucrare a participării la cina Domnului și desigur botezul. Faptul că au început în biserica primară să practice botezul, care ce înseamnă? Înseamnă tocmai moarte împreună cu Hristos la nivel simbolic și înviere împreună cu Hristos. Acesta este simbolismul botezului, o moarte și o înviere. Iată cum noul stil de închinare, duminica sau prima zi din săptămână ca închinare, participarea, celebrarea mesei Domnului, practicarea botezului nou testamentar, toate acestea ne arată că în viața ucenicilor s-a produs o schimbare de paradigmă atât de puternică pe care nimeni nu o poate explica altfel decât printr-o experiență personală și transformatoare cu Hristosul înviat. Mi-aduc aminte de Petru atunci când vede toate alimentele acelea. Exact. Și mai mult îndemnul clar că trebuie să accepte la închinare ca frate în Hristos și pe alții în afară de cei din poporul său. Deci da. Să renunți la componenta asta naționalistă. Trebuie să vorbim și despre asta. Iar de ce? Da, mai ales dacă ne gândim că ulterior unii dintre evrei au fost cei care au prigonit foarte mult pe primii credincioși pentru faptul că ei trecuseră la creștinism și au asumat acest lucru. Ori, asta încerc să spun, nu se putea, dacă Hristos nu era viu, dacă era un simplu iudeu care a murit și atât, ei ar fi rămas mai departe în religia iudaică, exact pe coordonatele care erau. Dar transformarea lor ne arată că a avut loc o schimbare radicală în viață. Și chiar Toma, dacă ne uităm la ceea ce a făcut după experiența aceasta, știm din istoria bisericii că a ajuns misionar până în India. Da. Un om care nu credea, de ce s-ar fi dus tocmai acolo? Și moare. Și toți au fost, sigur, și probabil fără, cu excepția lui Ioan, toți au fost martirizați.
Deci pentru ceva s-a întâmplat, ceva i-a înflăcărat atât de mult. Experiența aceasta a învierii le-a dat puterea aceea de a renunța la ceea ce știau ei din viața lor, din tradiția lor și să urmeze calea aceasta. Da, și apoi poate că pe lângă toate ce am spus, că deși să ai mormântul gol, să știi sigur că Iisus a murit și apoi să fie mormântul gol și să ai inima transformată a ucenicilor, sunt dovezi foarte, foarte clare, dar poate cineva tot mereu are în minte o întrebare și tot spune: vreau dovada supremă, arată-mi dovada supremă. Care-i, Domnule, dovada supremă? Trupul. Vreau să-l văd. Dacă tot spui de toate astea, dar arată-mi trupul, să vedem trupul, ca să fim siguri că el, trupul viu, evident, ca să vedem că el a înviat. Și aici, probabil că este ultima chestiune despre care voi spune, arătările Domnului după înviere. Veste bună, Hristos se arată în trup, nu o singură dată, ci de mai multe ori. Se arată Mariei Magdalena în Ioan 20, 11 la 18, se arată mai multor femei în Matei 28, 9 și 10, se arată lui Simon Petru în Luca 24 cu 34, se arată celor doi ucenici în drumul spre Emaus, despre care spuneam mai devreme, în Luca 24, 13 la 35, se arată apostolilor și unor ucenici la Ierusalim în seara învierii, se arată după 8 zile din nou apostolilor împreună cu Toma, că am vorbit despre asta și era și el acolo. Se arată la 7 apostoli în Galileea, lângă Marea Tiberiadei, în Ioan 21, de la 1 la 14. Se arată tuturor apostolilor pe un munte din Galileea, în Matei 28, de la 16 la 20. Și foarte important, se arată la mai mult de 500 de ucenici, în 1 Corinteni 15, cu 6. Se arată și lui Iacov în 1 Corinteni 15 cu 7. Se arată în ziua înălțării la cerul tuturor apostolilor în Luca 24 cu 44. Acum, nu te supăra, dar cum să spun, cât ai vrea să zici că nu e, e. E acolo acest adevăr. Adică nu a venit o singură femeie, un singur bărbat, un ucenic, să zică eu l-am văzut pe Iisus înviat. Am dat exemplu de atâtea și atâtea arătări. Și aici demontăm o altă minciună și o altă teorie falsă, cea a halucinației. Cumva, domnule, atât de mult și-ar fi dorit ucenicii să-l vadă viu și atât de mult l-au iubit, încât aveau senzația că-l văd viu. Deci au căzut în stări halucinante. Păi nu e adevărat, pentru că toate aceste mărturii la interval de timp, 40 de zile, deci tot să ai, hai că ai într-o zi, dar 40 de zile tot să ai halucinații, hai că are unul. Dar toți să aibă, hai că să fie un profil psihologic, dar toți, hai că să fie o femeie sau un bărbat, dar și bărbați, dar și femei, hai că să fie unul mai sentimental, mai nu știu, cum este Ioan, care își punea capul pe pieptul Domnului, dar să aibă și Petru, cel nervos, hai că să aibă unul, doi deodată, că s-au influențat, dar să aibă 500 odată, așa, halucinație în masă, hai că să aibă cineva care s-a așteptat ca el să învieze, dar să aibă ăștia care nu s-a așteptau ca să învieze, că tocmai halucinația se creează pe fondul unei așteptări, cumva autosugestie, când îți dorești, dar ei nu se așteptau tocmai. Deci, iată cum și această teorie cade din start și nu se susține. Și faptul că Iisus s-a arătat dincolo de mormântul gol, dincolo de inimile transformate ale ucenicilor, faptul că dincolo de experiența soldaților, sigiliul rupt, piatra la o parte, tot ce am spus, de atâtea ori s-a arătat viu. Deci nu poți să iei toate aceste mărturii și să spui, domnule, este o mare făcătură. Așa ceva nu se poate, pentru că în vremea aceea acești oameni trăiau și erau martori oculari și dacă ar fost o minciună, puteau foarte ușor să spună nu este așa, dar erau toți martori acolo și ei depuneau mărturie practic în fața preoților. De asta, repet, preoții cei mai de seamă nu au venit să spună hei, nu mai tot spuneți că l-ați furat pe Iisus sau că a leșinat, sau i-au spus nu mai spuneți că a înviat. De ce? Pentru că ei știau că acesta este adevărul. Plus, pe lângă aceste mărturii obiective, cum am spus, mărturia subiectivă, adică Duhul Sfânt din noi ne ajută să credem cu adevărat că Hristos este viu. Toma, asta este... Suntem oameni, suntem călători pe acest pământ și ne zbatem o viață întreagă să trăim mai bine. Să ducem o viață cât mai îndelugată, cât mai din belșug. Dar ce este interesant este că
adevărata viață, viața veșnică, o hotărâm aici pe pământul acesta exact prin poziționarea noastră personală față de această înviere. De ce am inițiat această discuție? De ce te-am invitat să discutăm despre aceste mărturii, să le punem față în față? Pentru că, practic, este un subiect de viață și de moarte pentru noi astăzi și aș vrea să vedem cum a făcut Dumnezeu în planul acesta ca viața noastră veșnică să depinde exact de modul în care ne poziționăm de acest eveniment. Da, este important să încheiem așa, făcând o aplicație la noi, la viața de zi cu zi, pentru că așa cum scrie Pavel în 1 Corinteni 15, dacă Hristos n-a înviat, credința noastră este zadarnică și dacă doar pentru lumea asta ne-am pus credința în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Cu alte cuvinte, fără un Hristos viu suntem pierduți. De ce? De ce? Pentru că noi avem o problemă. Eu, tu și noi toți. Și asta se numește păcat. Și Dumnezeu este drept și spune în mod foarte clar că plata păcatului este moartea. Și numai cineva care plătește această plată poate să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Acum, prin faptul că Hristos a înviat din morți, da, ce înseamnă asta? Că Dumnezeu a acceptat plata. Că dacă Hristos n-ar fi înviat dintre cei morți, dacă Hristos murea și rămânea mort și astăzi, însemna că nu a acceptat plata. Pentru că el trebuia să rămână în continuare acolo. Faptul că a înviat din morți este o declarație, învierea în sine este o declarație divină prin care Dumnezeu spune, îl vedeți că este viu, deși a fost mort, înseamnă că s-a rezolvat. Am acceptat plata. E ca și atunci când ai ipotecă pe casă și după ce ți-ai plătit ultimii bani, se ridică ipoteca. Deci Dumnezeu a ridicat ipoteca morții de pe sufletele noastre prin faptul că Hristos a înviat. Dacă Hristos n-ar fi înviat, însemna că nu avem nicio șansă, că încă trebuie să plătească cineva pentru păcatele noastre. Și singurul mod în care noi putem să avem salvare, să avem viață, este să credem în Domnul Iisus Hristos, pentru că El este primul care a înviat, altfel decât toți ceilalți care au înviat în Scriptură. Adică El a înviat și nu a mai murit. Toți ceilalți au înviat și au murit ulterior, din Evanghelie și chiar din Vechiul Testament, câteva exemple. Dar Hristos a înviat și nu a mai murit niciodată și nu mai moare niciodată. Și noi toți cei care credem într-o zi vom învia exact ca El, cu același tip de înviere și nu vom mai muri niciodată. De ce nu vom mai muri niciodată? Pentru că vom beneficia de plata pe care însuși Hristos a plătit-o. Deci dacă Hristos a plătit și Dumnezeu l-a înviat din morți pentru că a acceptat plata, înseamnă că atunci când cred în Hristos și eu voi fi viu pentru totdeauna și nu mai trebuie să merg în moarte, pentru că plata lui Hristos este acceptată. De asta totul ține de modul în care ne raportăm la El. Dacă îl ignorăm pe Hristos, dacă ne raportăm ca la un Hristos mort și care n-are treabă cu noi, atunci suntem morți în păcatele noastre și noi înșine trebuie să ne asumăm plata pentru păcate. Dar dacă Hristos este viu, înseamnă că nu poți să-L ignori și nu poți să-L ignori și nu poți să fac ce vreau. Ci trebuie să îl caut, să-l iubesc, să descopăr o relație cu el. E ca un membru din familie. Nu poți să te porți cu un membru din familie ca și cum ar fi mort. Dacă e acolo în casă cu tine, trebuie să-l saluți, să vorbești cu el, să mănânci împreună, să-ți faci un plan, să ai o relație. Nu te poți purta ca și cu un mort, cu un om din care e viu în casa ta. Și ciudat este că deși Hristos este viu de 2000 de ani și este viu și astăzi, mulți se poartă cu el ca și cum ar fi mort. Adică își trăiesc viața după propriile plăceri, după propriile planuri, îl ignoră, nu vorbesc cu Hristos, nu îl întreabă nimic, nu sunt interesați de relația cu El. Și asta este greșeala. Cine însă înțelege că trebuie să aibă o relație personală cu Hristos, are speranța vieții și cine crede în El, chiar dacă a murit, spune Evanghelia, va trăi, pentru că trece din moarte la viață. Toți cei care au murit și mor, dar sunt credincioși, doar trec din moarte la viață. Ei nu rămân în moarte pentru că Hristos a plătit și moartea nu mai are dreptul să-l țină pe un credincios. Mulțumesc foarte mult, Costel. Trebuia să închem și cu aplicație pentru că evenimentul acesta este evenimentul central. Am împărțit istoria în două. Exact. Înainte de Hristos și după Hristos. Deci dacă istoria aceasta seculară se ghidează după evenimentul acesta, cu atât mai mult viața noastră de care avem grijă.
trebuie să recunoaștem. Sigur. Ne pasă de viața noastră. Sigur. Dacă de viața aceasta pământească ne preocupăm atât de minuțios, ce ar trebui să facem pentru viața veșnică? Să ne raportăm corect față de această înviere, să -l acceptăm pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor și să trăim așa cum ne-a vorbit Iisus. Îți mulțumesc foarte mult, Costel, pentru seara aceasta. Ca de obicei, a fost o încântare să stăm de vorbă, o bucurie și mai mult să ne îmbogățim din Cuvântul lui Dumnezeu, să hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu. Te așteptăm și data viitoare, bineînțeles, așa cum i-am obișnuit pe telespectatorii noștri, cu un alt subiect dificil și, bineînțeles, cu o temă care trebuie tratată și, bineînțeles, pusă în aplicație în viațele noastre. Mulțumesc cu tot dragul, vin și cu altă ocazie. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!